Salutare! În acest clip am să vă arăt cum să scoateți cartușele dintr-un multifuncțional Canon MG4250 sau orice alt multifuncțional de la Canon similar cu acesta. Pentru a putea scoate cartușele, pornim mai întâi imprimanta. Așteptăm puțin să se inițializeze. Deschidem apoi această ușiță, tragem de ea și așteptăm să parcheze cartușele în partea dreaptă. Acestea sunt cartușele. Pentru a avea acces la ele, trebuie să apăsăm pe aceste blocaje și tragem de cartuș. La fel și pentru cartușul negru, apăsăm și tragem cartușul afară. Pentru a le pune înapoi, procedăm la fel, fixăm cartușul și ridicăm și la cartușul color la fel. Închidem ușița. Tot ce aveți nevoie pentru reumplerea unor astfel de cartușe, kituri complete, cerneală, cartușe noi, originale sau compatibile, găsiți pe site-ul nostru, pe rfil.ro.